Corona Brașov s-a calificat între primele patru echipe ale Ligii Naționale de Handbal Feminin. Trupa de sub tâmpă a câștigat meciul decisiv al seriei cu Handbal Club Zalău cu scorul de 27-24 la pauză 12-10. După o primă repriză echilibrată, fetele pregătite de Bogdan Borcea și Dumitru Berbece au jucat mult mai bine și s-au distanțat pe tabela de marcaj, reușind să pună între ele și adversare un ecart de 8 goluri. Pe final, fetele antrenate de Gheorghe Tadici au revenit în joc, dar soarta partidei și a calificării era deja jucată. Golurile formației brașovene au fost marcate de Hotea 6, Pricopi 5, Keeper și Zamfir câte 3, a Petrei Brădeanu, Neagu și Bondar câte 2, Dincă și Tudor câte un gol fiecare. De partea cealaltă s-a remarcat Claudia Constantinescu. Anticipam că va fi un meci mai greu decât cel de marți, însă consider că până la urmă meciul a fost permanent la îndemâna noastră, nu s-a pus nicio problemă, niciun moment problema ca Zalăul să ne pună în pericol rezultatul. Felicit și fetele de la Zalău pentru munca depusă, pentru faptul că s-au luptat și îmi doresc de aici înainte, în primul rând, fetele să fie sănătoase și să reușim prestații cât mai apropiate de acest public senzațional. Nu acuz, să nu mă înțelegeți greșit, le-am spus și fetelor de la Corona, am vorbit și cu ele, le-am spus, ați meritat calificarea asta, mă rog, în 1-4. Sunt, cum vă spuneam și alaltă, după jocul prim de aici, al doilea, al play-off-ului, sunt jucătoare de valoare. Dublurile pe posturi sunt apropiate, dacă nu la fel de bune ca și titularele. Aș zice Dincă Hotea la 9 metri, la fel acolo. Jucătoare pe care eu de altfel le-am avut pe la echipa națională, pe care le-am convocat eu. În primul rând vreau să spun că mă bucur enorm de mult că am reușit să ne calificăm. Felicit întreaga echipă că am reușit lucrul ăsta. Ne-am mobilizat foarte bine după meciul de la Zalău și am demonstrat că suntem o echipă mai bună decât Zalău. Și, într-adevăr, jocul meu a fost și datorită echipei. Ne-am mobilizat în apărare și astfel a fost. Momentul șoc al partidei disputate joi seara în sala sporturilor Dumitru Popescu Colibaș l-a reprezentat însă gestul lui Gheorghe Tadiș, care în minutul 55 a decis să părăsească terenul. După ce Handbal Club Zalău a rămas în 4 jucătoare, iar Claudia Constantinescu a fost descalificată pentru 3 eliminări, antrenorul a cerut time-out și a surprins prin faptul că a plecat către vestiare. Nu am mai suportat, simțeam că mi-a crescut tensiunea la 200 și de ce să risc eu un accident vascular ca să fac niște jocuri. Merită sănătatea unui om să după aia vai săracul și 3 zile? De ce? De ce sunt obligat? M-am dus frumos la observator, mi-a spus că pot să plec fără time-out. Nu, am luat time-out-ul ca să nu creez atmosferă și am ieșit frumos afară. Și am să ies de ori câte ori, am să văd aceste situații. Nu o să stau până când prezent să cad gen Igor Turcin sau atâția și atâția care au căzut pe bancă. Ca să le fac mofturile și jocurile unor... În semifinalele competiției s-au calificat HCM Baia Mare, CSM București, Corona Brașov și HCM Roman. Brădeanu și compania vor juca în semifinale împotriva multinaționalei de la CSM București. Echipele ce se vor califica în finală se stabilesc după sistemul cel mai bun din 3 jocuri. Prima partidă dintre Corona Brașov și CSM București se va disputa marți la Brașov.